Cred că de fiecare dată când venim în casa Domnului, Domnul are ceva să ne transmită și nu cred că dacă venim cu inima deschisă să plecăm tot cum am venit. Întotdeauna plecăm înviorați. Domnul aici dorește să ne descongestioneze de problemele noastre, să fim eliberați, ușurați, toate problemele să le punem la picioarele Domnului, dar în același timp Domnul ne sfătuiește, ne întărește, ne fortifică. Aici, în 2 Timotei, capitolul 1, citesc un verset, versetul 13 spune: dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Foarte important dreptarul acesta. Dreptarul este cuvântul lui Dumnezeu și Pavel spunea printre altele: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Pe de o parte, dreptarul acesta, cuvântul acesta, ne dă putere. Biblia, cuvântul, Evanghelia este o forță, o putere. O putere. Fără această putere, noi nu putem să înaintăm, nu putem să fim plăcuți înaintea celui preanalt, să împlinim voia lui. Dar în același timp, dreptarul acesta, această Evanghelie, are și o lumină prin care putem discerne voia lui, planul lui. Fără această lumină nu putem înainta. De aceea Apostolul Pavel spune: dreptarul învățăturilor sănătoase, îi spune lui Timotei și ne spune nouă în seara aceasta, pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Cu privire la acest dreptar, câteva lucruri în seara aceasta vreau să le menționez. Spune aici în Cartea Galatenilor, de bună oară, Apostolul Pavel, versetul 16, citim și 15. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, după Evanghelia aceasta. Tot vis-a-vis de această afirmație, această subliniere, în 2 Timotei, în capitolul 3, Apostolul Pavel spune foarte frumos: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte dreptarul, să îndrepte. Și în construcție există un dreptar, există anumite norme și după acele norme, sigur, se poate construi și se poate înainta în lucrare. Când e vorba de cele spirituale, totul după dreptar, nimic fără dreptar, nimic fără cuvânt. Cuvântul este filtru prin care, sita, prin care toate acțiunile noastre trebuie să fie filtrate, să corespundă cu acest dreptar. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, în primul rând, un al doilea lucru, să mustre. Mustrarea are un sens de corijare, de îndreptare. Să îndrepte, să dea înțelepciune, neprienire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dreptarul acesta, cu privire la acest dreptar, sigur, și în Vechiul Testament, Biblia vorbește foarte frumos. De bună oară, în Psalmul 119, spune aici autorul Psalmului 119, vis-a-vis de acest dreptar, versetul 1 spune: ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se. Îndreptându-se. Noi avem nevoie de îndreptare, să știți. Avem nevoie de o corijare. Biblia ne spune, printre altele, modul în care Dumnezeu vrea să ne înfățișeze Domnul înaintea celui preanalt în ziua aceea. Fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, biserica Lui, ci sfântă și fără prihană. Nu e vorba de păcate, e vorba fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Dar ca să putem înțelege și să putem descifra și să ne putem lăsa prelucrați de cel preanalt, avem nevoie de această lumină, din acest dreptar. Uitându-ne aici, putem să descifrăm în noi anumite carențe care le avem, greșeli,
Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Versetul 11 spune, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Având cuvântul în inima noastră, putem să umblăm pe calea cea dreaptă, putem înainta pe cale. Pentru că suntem aici în Vechiul Testament, foarte frumos vorbește în cartea lui Neemia, auziți numai ce frumos consemnează aici, în capitolul 13, ne spune în cartea lui Neemia, în versetul 3, când au auzit legea, cuvântul, când au auzit cuvântul, au deosebit din Israel pe toți străinii. Când ne uităm în acest cuvânt, deosebim în noi lucrurile străine, în vorbirea noastră, în vocabularul nostru. Pentru că noi trebuie să avem cuvinte articulate, cu greutate, cuvinte biblice. În viața unui om adevărat, după dreptar ne va cântări. Și cuvintele care nu sunt folositoare și alea trebuie eliminate. Nu-i vorba aici de cuvinte care sunt folosite în afara sferei bisericii, de cei din afară. Chiar cuvinte în plus. Și modelul nostru ideal este Domnul Iisus Hristos, uitându-ne la El, cuvântul Lui. De aia spune acolo în Ioan 17, în ultima instanță, în versetul 8, Tatăl, am dat cuvintele tale, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Domnul Iisus totul după cuvânt, după dreptar, și El după dreptar o acționat. Tot aici, în capitolul 9 din cartea lui Neemia, foarte frumos vorbește Biblia și spune aici, versetul 1, în a 24-a zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în sat și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, depărtându-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor, a patra parte din zi, ori citit din cuvânt. Și când citim în cuvânt, în acest dreptar, nu se poate să nu descoperim lucrurile străine, lucrurile care nu sunt după voia Domnului. De aceea am dori acest dreptar să fie și în viața noastră și să vedem ce ne spune printre altele acest dreptar, care este pretenția, cerința lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că Biblia ne spune în 1 Ioan, în capitolul 2, versetul 6, cum a fost El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Cum a fost El, cum a trăit El. Și când ne uităm la viața Lui a fost desăvârșită. Sigur, noi nu putem atinge acest standard înalt, moral și spiritual, dar trebuie să tindem spre El, să-L dorim și El vede și ne ajută. El ne dă biruință în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să existe o apropiere tot mai mare și tot mai profundă de Domnul. Vis-a-vis de acest dreptar, uitați ce frumos vorbește Biblia în Evanghelia după Matei. Aici spune în capitolul 6, sunt cuvintele Mântuitorului, Domnul Iisus Hristos, printre altele, spune aici în versetul 33 din capitolul 6, zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea Lui. Neprienirea Lui era Domnul Iisus Hristos. El era neprienirea celui preanalt. Și în capitolul 5, versetul 20 spune, căci vă spun că dacă neprienirea voastră nu va întrece neprienirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Asta o spune dreptarul acesta, cuvântul. Noi trebuie să ne dăm silințele, Domnul este Cel ce ne ajută. Dar standardul nostru, ținta noastră, este Domnul Iisus Hristos. Biblia nu face altceva decât să-L scoată pe El în evidență. El este, în Vechiul Testament vorbește despre venirea Domnului, iar în Noul Testament noi îl vedem în strălucirea Lui, viața Lui, chipul Lui, trăirea Lui. De-aia Domnul Iisus a împlinit planul celui preanalt, tot trăit. El spunea printre altele în Evanghelia după Ioan în capitolul 4, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Nu caut altceva, un alt obiectiv mai înalt nu am decât să fac voia celui preanalt. Să trăiesc după standardul, după acest dreptar pe care îl avea Tatăl și pentru El. Ce frumos spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan. Capitolul 17, capitolul 20, zice, după cum Tatăl m-a trimis pe mine, tot așa și eu vă trimit pe voi. Tatăl l-a trimis pe Domnul Iisus ca în viața Domnului să se vadă chipul Tatălui.
Filipe, de atâta timp sunt cu voi și nu ai înțeles că Tatăl este în mine, eu în Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Domnul Iisus spunea printre altele, eu nu caut slava mea, ci slava celui ce m-a trimis. Chemarea noastră, dragii mei, e o chemare înaltă, nu știu în ce măsură noi suntem conștienți de această chemare înaltă. Să-L reprezentăm pe Domnul Iisus. Domnul Iisus l-a reprezentat pe Tatăl cu demnitate. De aceea Tatăl l-a înălțat nespus de mult. El a căutat întru totul să-L slăvească pe Cel preanalt. Chemarea noastră este la rândul nostru să-L slăvim pe Domnul Iisus. Nu cumva să ne slăvim pe noi, să căutăm slava aceasta trecătoare, slava lumii. Chipul Lui să se vadă noi, după cum chipul Tatălui s-a văzut în viața Domnului Iisus Hristos. Una din cerințe este această stare de neprienire pe care Domnul o dorește. Dreptarul ne vorbește mereu de această neprienire. Căutați mai întâi această neprienire, împărăția. Nu se poate împărăție fără neprienire, nici neprienire fără împărăție. Una pe alta se implică. Când caut împărăția lui Dumnezeu, caut neapărat, caut această neprienire pe Domnul Iisus. Viața Lui să fie oglindită în mine, să fie oglindită în tine, în noi. Dar când e vorba de această neprienire, nu e o neprienire pe care mi-o pun eu și o stabilesc eu, e stabilită, eu trebuie doar să-i dau curs de desfășurare, de împlinire. Ea să se consume în fiecare zi în viața mea, la standardul dorit de Dumnezeu. Uitați ce frumos vorbește în Psalmul 119. Spune printre altele aici, versetul 40, iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Auziți că e o neprihănire cerută de Dumnezeu. Aia sunt și biserici care cer anumite neprihăniri. Adevărata neprienire e cerută de Dumnezeu. Unde o găsim? În acest dreptar. Dreptarul acesta ne scoate în evidență acest standard pe care Dumnezeu îl are pentru noi, neprienirea aceasta. Ce frumos! Spune tot aici, în Cartea Sfântă, în Isaia, prorocul Isaia spune la un moment dat în capitolul 33, cine dintre noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice, lângă un foc mistuitor. Capitolul 33 spune, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Auziți cum este Tatăl? Foc mistuitor, flăcări veșnice. Și acum dă răspunsul aici. Cel ce umblă în neprihănire, neprihănirea cerută de Tatăl, și neprienirea Tatălui cerută este Domnul Iisus Hristos. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Așa spune în 1 Corinteni, în capitolul 1, versetul 20. A fost făcut de Tatăl pentru noi. Noi trebuie să-L acceptăm această neprienire și apoi să trăiesc în ea. Să rămân în ea, să rămân în El. Cel ce umblă în neprienire, neprienirea aceasta, Domnul Iisus a trăit, a umblat în ea. Și acum ne spune nouă în continuare vis-a-vis, că e o cerință, să vedeți că nu iese aici doar așa o afirmație ușoară, ieftină, gratuită, nici vorbă. Spune aici, de bună oară, în Cartea Efesenilor, ne spune aici Apostolul Pavel, foarte frumos, în capitolul 4, ne spune aici așa, să vă noiți în Duhul minții voastre, versetul 23, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprienire și sfințenie pe care o dă adevărul. O neprienire și sfințenie pe care o dă adevărul. Adevărul este dreptarul, este cuvântul lui Dumnezeu. Unde găsim acest standard aici în cuvânt? Spune tot în Cartea Sfântă, în Filipeni, același lucru este reluat în mai multe locuri. Spune aici Filipeni, capitolul 2. Ne spune versetul 13 în continuare, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli și acum atenție, ca să fiți fără prihană, fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană, curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume.
Ce înaltă cerință! Și poate mulți o iau în mod ușor. Asta e cerința celui preanalt. Fără prihană, curați copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticăloș și stricat. Iar în Cartea Colosenilor, în capitolul 1, este reluată ideea. Și spune aici, pe voi care odinioară erați, versetul 21, străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă învățișați înaintea Lui în ziua aceea, auziți, sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit dacă rămâneți mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Ce cerință înaltă, fără prihană și fără vină. Tot aici, în Cartea Sfântă, Apostolul Petru întărește ideea în 2 Petru, capitolul 3. Și ne spune aici, printre altele, în versetul 14, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă, asta e partea noastră, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană. Asta ne cere dreptarul. Fără prihană, fără vină, fără vină și în pace. Extraordinar! De-aia spune aici versetul 17, zice, voi deci preiubiților știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți în rătăcirea acestor nelegii, târâți. Foarte interesant ce mai spune cuvântul, vedeți lucrarea lui Dumnezeu, ce mare este acest stăpân. Pe care la Galateni, capitolul 1, spune așa, versetul 4. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest viac greu, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Ne-o smulzi din groapa pe irii, din fundul mocirlei și ne-o pus pe stâncă și ne-o întărit pașii, o pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Deși chemarea, lucrarea a fost extraordinară, desăvârșită, pe care Tatăl a făcut-o în viața noastră. Dar acum să știți că bătălia nu s-a terminat. Nu înseamnă că de acum eu stau cu mâinile încrucișate. E o luptă până la capăt, cel rău care a fost biruit, înfrânt. El nu se lasă, el încearcă în continuare. Și ce vrea el? Auziți ce vrea el în continuare? 1 Petru, capitolul 1. Spune aici, printre altele, în felul următor, versetul 13 și 14. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Diavolul acum, el nu poate să ne smulgă de unde ne-a pus cel preanalt pe stâncă, dar ne poate târâ. Ne poate târâ și în final să ajungem acolo de unde ne-a scos cel preanalt, dacă nu veghem. E o luptă. Asta e partea noastră. Noi trebuie să ne luptăm. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată. Și dacă noi ne luptăm, sigur, vom avea biruință. Domnul este Cel ce ne garantează. Iar aici, în 2 Petru, versetul care l-am citit, versetul 17. Deci, voi, preiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Să nu vă lăsați târâți, diavolul vrea să târască, câte puțin târăște, nu poate dintr-o dată. Puțin, e o luptă foarte mare, de aia spune Petru, spune Pavel în Efeseni, foarte interesant. Auziți numai ce spune el în Efeseni printre altele. Ne spune aici în versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat deja cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Auziți în ce locuri este biserica lui, mântuiții, pe stâncă, locuri cerești. Vezi, zice aici versetul 6 ca o reluare a ideii din capitolul 2. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos. Dar acum ne atenționează în capitolul 6. Și ne spune tot în Efeseni Apostolul Pavel, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui.
ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Biserica este într-un loc ceresc. Ne-a ridicat deasupra lucrurilor din lumea aceasta, dar în același timp și puterea întunericului tot în locurile cerești. Aici este lupta. Duhurile, împărățiile întunericului n-au nimic cu cei din afară, cu noi au treabă. Și încearcă, până dacă e cu putință, chiar pe cei aleși. Eu doresc în seara aceasta, Doamne, binecuvântă Biserica Elim. Ajută-ne noi care suntem în seara aceasta și pe ceilalți. Vrem, Doamne, să rămânem ai Tăi. Vrem, Doamne, să rămânem pe stâncă. Vrem, Doamne, să ne dăm silințele. Întrucât depinde de voi, faceți tot ce puteți, spunea omului Dumnezeu. Dați-vă și voi toate silințele. Să uniți cu credința voastră, așa ne spune Petru în epistola lui. Deci lupta aceasta ne aparține nouă. Și pentru că ne aparține nouă, noi sigur trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi. Să nu uităm standardul acesta de neprienire. Vis-a-vis de neprienirea aceasta, un singur lucru mai vreau să amintesc. Domeniul acesta al privirii, domeniul ochilor. Foarte important. Spune printre altele aici, în Cartea Sfântă, citim tot în Psalmul 119 mai întâi, auziți, Doamne, ce spune aici omului Dumnezeu, autorul Psalmului 119. Spune aici, în versetul 37, abatem ochii de la vederea tuturor lucrurilor deșarte. Abatem ochii, ferestrele, lumina prin ochii intră. Foarte important, la ce privim? Auziți numai ce spune în cartea lui Isaia, în capitolul 33, tot acolo unde este întrebarea aceasta, cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Și acum răspunsul este aici, zice, cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul, cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul, abatem ochii. Psalmul 119, iar aici zice, cel ce își leagă ochii să nu vadă răul. Ce vedem noi în fiecare zi? Care e încărcătura pe care o acceptăm în fiecare zi? Foarte important. Ochii, starea de neprienire, printre altele, cuprinde acest aspect, acest domeniu extraordinar. Leagăm ochii, abatem ochii. Când eu mă rog și doresc acest lucru, Domnul sigur vine în ajutorul meu și nu mă lasă. Și atunci se împlinește ce spune în Psalmul 118. Auziți în Psalmul 118 ce spune, în Psalmul 119, versetul 18. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Pe de o parte îmi leg ochii eu și Domnul îmi deschide ochii spirituali ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Și atunci când citesc cuvântul îl înțeleg, nu-l distorsionez. Nu-i dau o altă turnură. Numai atunci când eu, sigur, îmi fac partea mea, mă străduiesc, pentru că suntem în Psalmi. În Psalmul 101, auziți ce frumos vorbește omului, autorul Psalmului 101, David. El spune printre altele, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Versetul 3, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Atâtea lucruri pe care le putem pune înaintea ochilor, îmi leg ochii, mă feresc, ce văd? Care e încărcătura care intră înăuntru meu? Mă ridică sau mă coboară? Știți ce spune în Iov capitolul 31? Căci făcusem un legământ cu ochii mei. Tot timpul, la ora actuală, dacă nu ne concentrăm asupra cuvântului, dacă nu medităm tot timpul la cele spirituale, foarte ușor putem sensibil târâți, să fim târâți. Ne târește vrăjmașul. Știți cum te târește? De un capăt, ține el, te trage. El te trage. Dar de celălalt capăt e problema pe care am avut-o înainte, păcatul sau slăbiciunea pe care o am. Și mă trage și încet, încet mă târește. De aceea spune Apostolul Pavel aici în Cartea Colosenilor, sigur, este o lucrare pe care vrăjmașul
încearcă în dreptul fiecăruia, spune aici în cartea Colosenilor, în capitolul 3, zice, dar acum, zice, lăsați-vă de toate acestea, nu mai țineți de ele, că diavolul vă târăște. Lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase, nu vă mințiți unul pe altul și așa mai departe. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultători. Dorim în seara aceasta, Doamne, în continuare cercetează inimile noastre. Amin? Doamne, ajută-ne să trăim în neprienirea cerută de Tine. Ajută-ne, o Doamne, să rămânem pe stâncă. Ajută-ne, o Doamne, să luptăm, partea noastră să ne o facem, să ne dăm toate silințele. Întrucât depinde de noi să facem tot ce trebuie. Știți, Biblia spune printre altele, zice, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și asta am înțeles-o de câteva ori în anumite familii la noi în țară. Când tu îți dai silințele să trăiești în pace cu toți oamenii și e cineva totuși care nu vrea să trăiască în pace, atunci Domnul acționează și își face partea lui. Zice, când Domnului îi place calea cuiva, îi face prieten chiar și pe vrăjmaș. Dar atunci când tu ți-ai făcut partea și ți-ai dat toate silințele, întrucât depinde de tine, ai făcut tot. Domnul vede că tu îți dai silințele, tu încerci, te lupți și nu poți. Și atunci Domnul vine în ajutorul tău și El te întărește. El îți dă lumină, El îți dă putere, El este Cel ce-ți netezește drumul. Dar dacă tu nu-ți faci partea, nu vine Domnul să-ți netezească drumul. Nu vine Domnul să facă partea pe care tu și eu trebuie să o fac. Dacă nu în fiecare zi meditez la El, la voia Lui, dacă nu mă rog suficient, dacă nu stau în părtășie cu El, dacă nu am cuvântul Lui ca hrană a sufletului în fiecare zi, sigur, va fi un semn de întrebare în timp. Eu doresc însă în dreptul nostru, Doamne, ajută-ne mai mult să ne apropiem de Tine. Dă-ne râvnă, dă-ne putere, dă-ne biruință și Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Amin.